Transmitem de la Onești, dragi telespectatori, suntem chiar la ieșirea din Onești spre Adjud. Cam câți kilometri sunt până la intrarea în Onești? De fapt, suntem în Onești, aparțineți da, de Onești? Da, bineînțeles, da. Cum vă numiți? Rotarul Liliana. Deci, doamna Rotarul Liliana, da. Observați că a intrat apa în curtea acestei familii. A doua oară, deci nu. A doua oară? Da, alalta ieri, ieri. Și alalta ieri și pentru faptul că șanțurile sunt făcute, nu au fost consolidate și au rămas din pământ, acestea s-au înfundat și probabil că ăsta este motivul pentru care a intrat apa aici în curte. Este foarte grav pentru că vă dați seama, a distrus aici toată și via și tot ce avea în grădină această familie. Și mai ales pentru faptul că nu putem merge. A intrat și în beci. Ați sunat și la pompieri, la cineva. Dar de când așteptă? De ce aia așa la poartă? Și nu a venit nimeni până acum. De cât timp așteptați? O oră, jumătate de oră? O 3 ore de când așteptăm. De 3 ore și nu a venit nimeni. Deci iată Onești în continuare pe lângă dezastru care îl vedem din toate punctele de vedere, mizeria din Onești, gunoiul din Onești, o conducere proastă, primăria a rămas fără primar cel puțin de 2 ori până acum. Pe lângă toate astea, iată și aceste nenorociri care se întâmplă în curțile oamenilor oneșteni. Sigur că este un... Pentru dumneavoastră, ați mai avut în anii anteriori asemenea probleme? Da, am mai avut. Au mai fost. Da, au mai fost, da. Dar acum primarul... În două zile, acum, deci nu mai consilierii avut... locale au trecut pe la dumneavoastră, Doamne, dat, să vă întrebe... Doamne ferești, da. Nimic, nici poveste. Da. Numai ieri n-am avut apă. Alaltă, ieri când, venit, când plouă, da, când plouă la dumneavoastră este dezastru. Da, da. Dar mai ales acum cum au făcut șanțurile, uitați-vă dumneavoastră. Da, șanțurile sunt făcute foarte prost. Tot mărul din... și asta m-a venit în curte. Da. Uitați ce e aici. Desigur, da. Aici e o situație foarte, foarte gravă, că dacă plouă, deci în orice moment, în continuare. Dar mai mult decât atâta, nu aveți ce să faceți. M-am pus să mă merg în grădină, să vedeți cum putem trece. Da, 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 da. E dezastru. Deci în două zile am terminat recolta și munca. Și știți dumneavoastră cum e. N-am servici, n-am nimic, de aici trăiesc, de aici, din... Ca fiecare, din ceea ce aveți deci în curte. Un pui, o găină, un purcel, o pasăre. Da, noi o să mergem să mai luăm imagini pentru că vom vedea și vom transmite pentru telespectatorii noștri. Doamnă, ne pare rău de această situație, dar... Mulțumesc dumneavoastră să fiți sănătoși, Doamne ajută, ceva să sperăm, mai bine. Să sperăm că da, pe cine mai nu bine? Se vor mai întâmpla. Spune și dumneavoastră, pe cine să alegem, uitați, duminică mergem la alege, pe cine să alegem, domnule?